Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de pensionare al controversatei judecătoare Mariana Ghena. Locul lui Ghena în CSM va fi ocupat de următorul clasat, judecătorul Marian Buda de la Înalta Curte. Tot astăzi, Înalta Curte de Casație și Justiție își alege și completurile de 5 care vor judeca în 2022 dosarele penale grele ca Ponta, Tăricianu, Udrea, Vâlcov sau Gabriel Oprea. Din 10 ianuarie, Centrul Universitar de Medicină Generală din Lausanne testează primul vaccin sub formă de plasture pe 26 de voluntari sănătoși. Vaccinul de nouă generație nu utilizează ARN mesager. Dacă trece de studiile clinice, va fi disponibil abia în 2025. Samsung a furat startul înainte de CES 2022 și a prezentat noua linie de televizoare microLED. Noile modele vin în 3 dimensiuni de 89, 101 și 110 inch. Știi.